Cartea 1 Petru în această dimineață și vom citi două texte care au legătura una cu cealaltă, amândouă sunt din 1 Petru. Primul text este 1 Petru, capitolul 1, versetele 17, 18 și 19. Acesta este primul text. Deci, capitolul 1, versetele 17 la 19. Să ascultăm. Dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniți la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Și un alt text, aceeași carte, capitolul 4, versetele 17 la 19. Suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit și cel păcătos? Așa că cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credinciosului sfiditor, să facă ce este bine. Amin. Vreau cu Domnul. Dumnezeu a cercetat cu privire la felul în care facem noi lucrarea în biserica aceasta, la intensitatea cu care facem lucrarea lui Dumnezeu, la intensitatea cu care trăim în viața de zi cu zi pentru Dumnezeu și la seriozitatea cu care o facem. Și bineînțeles că aici se poate urmări, e adevărat, efectele aparente. Dar Dumnezeu îi vede întotdeauna cauzele ascunse. Se poate urmări prezența noastră la casa Lui. Se poate urmări punctualitatea noastră la casa Lui. Se poate urmări atitudinea noastră care cântăm și ascultăm Cuvântul. Se poate urmări modul în care ne comportăm și aici, și în afară. Ce putem noi să urmărim pentru noi? E cât citim din Biblie. Cât cântăm acasă când dă pe Domnul. Și cât ne rugăm acasă înaintea lui Dumnezeu. Putem să urmărim, de exemplu, noi pentru noi ce caută inima noastră foarte mult. Și cu ce foarte preocupată mintea noastră. Și în felul acesta putem să vedem foarte ușor ce loc are lucrarea lui Dumnezeu pentru viața noastră, în inima și mintea noastră. Am citit textul acesta ca un text care ar trebui să ne trezească puțin. Cartea 1 Petru. Epistolele lui Petru. Nu sunt epistole meditative, în care să stai relaxat, imaginați-vă, la umbra unui nuc dens, da? Pe o băncuță, cu Biblia în mână și la un ciripit de pasăre, citești unul Petru. Și citești și pur și simplu te relaxezi citind unul Petru. Cartea 1 Petru este încărcată de tensiune, de frământare și are un aspect de luptă și de război. Pentru că modul în care Petru trăiește și prezintă lucrurile este unul cât se poate de disconfortabil.
cel puțin pentru minte, cât și pentru viață. Și am citit textul acesta din cauza unor expresii de genul că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și după aceea, amin. Da. Bun. Și după aceea vine versetul care spune felul următor. Că dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va întâmpla cu cel nelegiuit și cu cel păcătos? Am citit și pasajul din capitolul 1, pentru că acolo am expresia cheie. Ea este o expresie cheie nu numai pentru ceea ce am citit eu acum. Asta dacă analizați cartea 1 Petru. Expresia cheie din capitolul 1, de unde îmi extrag și titlul mesajului sau întrebarea din dimineața aceasta, este expresia următoare. Purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Purtați-vă cu frică în umblarea care o aveți pe pământul acesta. Bine, ce realizez este că nu umblăm cu frică cum ar trebui să umblăm. Cine are frică cu adevărat de Domnul? Cum credeți că ar fi? Cum credeți că e viața omului care are frică de Domnul? Mai mare decât de oameni. Frică de Domnul. Cum credeți că este slujirea unui om care predică, cântă, recită, care are frică de Domnul în ceea ce face? Eu spun că nu nimic. Nu o faci. Așa să o faci. Pentru că ți-e frică de Domnul. Cartea Proverbe repete lucrul acesta. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Sau frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Dacă vrei să fii cu adevărat un om înțelept, frica de Domnul trebuie să-și aibă locul potrivit. Și întrebarea este, ce înseamnă să mă port cu frică în timpul privegiei mele pe pământul acesta? Ce înseamnă să mă port cu frică în timpul pribegiei mele de pe pământul acesta? Ce înseamnă pentru tine, soră? Pentru tine, frate, și pentru tine, tânăr, drag. Să te porți cu frică în timpul pribegiei tale și anilor care Dumnezeu ți-a dat pe pământul acesta. Și ce am observat în Cuvântul Dumnezeu sunt și lucruri cutremurătoare, vă spun foarte sincer. Lucruri care m-au pus și pe gânduri, și pe cercetare, și pe decizii. Pentru că, până la urmă, totul se rezumă la decizii. Primul lucru pe care cel puțin îl prezintă din textele care am citit aici Apostolul Petru. Dacă vrei să umbli și vrei să înțelegi ce înseamnă să umbli cu frică în timpul pribegii tale pe pământul acesta, în primul rând trebuie să înțelegi că judecata lui Dumnezeu e reală. E reală. Cartea 1 Petru este plină de suferință. Pentru că biserica trecea prin suferință. Dar e presărată cu versete care vorbesc despre judecată. Judecata este un stimulent de a fi serios, de a rămâne pe cale. Că nu-i de joacă cu Domnul. Că în fața Lui fiecare ne vom prezenta și vom da socoteală de ceea ce am făcut. Și în capitolul 1, Petru spunea în felul următor. Dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire, și dacă vă pun întrebarea cu ce cult ține Dumnezeu mai mult, să știți că răspunsul este cu niciun cult nu ține Dumnezeu mai mult. Și judecata Lui spune, e va fi fără părtinire pe fiecare după faptele Lui. Pe fiecare. Pe fiecare. După faptele Lui. Și completez cu versetul 17 din capitolul 4, care spune suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă Evanghelia lui Dumnezeu? Ca să înțelegeți la ce se gândea Petru când scrie un astfel de verset, vreau să înțelegeți că, în primul rând, Petru se gândea la ceea ce a fost anul 70 după Hristos. E vorba despre 40 de ani, după care se împlinește prima dată expresia aceasta, judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu era templul lui Dumnezeu. De la Ierusalim. Casa lui Dumnezeu era, în primul rând, cetatea Ierusalimului. Dacă te întrebai pe cineva, unde este casa lui Dumnezeu?
casa Dumnezeu la templul de la Ierusalim, era Ierusalimul însuși. Și când zice aici, sunt cel puțin în cârca acestor versete, alte versete, alte texte în care Domnul Iisus Hristos vorbea despre o judecată care se va face asupra Ierusalimului. Și ea s-a întâmplat după 40 de ani de la această predicare. După 40 de ani, ce s-a întâmplat? Romanii au înconjurat cetatea Ierusalimului și au cucerit-o și au distrus-o. Ce au distrus? Tot. Tot. Au distrus zidurile. Au distrus templul. Și exact cum a spus Domnul Iisus Hristos, s-a întâmplat. Piatră pe piatră. N-a mai rămas în Ierusalim. Pentru că ceea ce spune Dumnezeu se întâmplă. Și vreau să luau eu în această dimineață exemplul acesta cu casa lui Dumnezeu care a fost Ierusalimul. Și vreau să-l aduceți în sighet și să vă cutremurați. Pentru că Dumnezeu este foarte serios în ceea ce spune. Ce s-a întâmplat? Iisus Hristos mergea spre cruce. Și oamenii plâng. Și știți că acolo se întâmplă ceva când plâng. Se uită spre ei și le spune așa. Nu mă plângeți pe mine. Ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Căci iată vor veni zile când se va zice ferice de cele stărpi. Era o rușine să fiți teatru în Israel. Dar zice, așa zile vor veni de judecată, că ferice va fi de femeile acelea. Ferice va fi de femeile acelea. Ferice de pântecele care n-au născut, cetățile care n-au alăptat. Atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne. Și ce înseamnă asta? Nivel în care îți dorești moarte scurtă și nu moarte lentă. Asta înseamnă munților și dealurilor. Munții și dealurile Ierusalimului, adică Israelului, era corespondentul defensivei, a ocrotirii, a protecției. Și ceea ce și-au dorit a fost că tot ceea ce a fost mai bun odată să se prăbușească mai repede, ca să nu fie moarte lentă, să fie moarte rapidă. De ce? Pentru că au presurat Ierusalimul. Și ceea ce se întâmpla în Ierusalim era groaznic. Până acolo, când mamă, nici nu vreau să spun. Dar ceva cu fiul ei s-a întâmplat. Până acolo. Până acolo. Și Domnul Iisus Hristos știa ce se va întâmpla. Căci dacă se fac astfel aceste lucruri copacului verde, ce se va întâmpla cu cel uscat? Asta este Luca 23. Avem Luca 21 și Luca 19. Cu 2 în 2 minus, da? Minus 2. Fiți atenți ce completează Domnul Iisus Hristos. Pe când vorbea unii despre templu, așa cum ne-a laudă câteodată unii sala asta, tare frumoasă, aici, frumoasă. Da? Exact așa le dau alții pe vremea Domnului Iisus Hristos. Pe când vorbea unii despre templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri. Iisus știa că trec 40 de ani și tot ceea ce se vede frumos nu va mai fi. Și le spune felul următor. Vor veni zile că nu va rămâne aici piatră pe piatră ca să nu fie dărâmată. Și exact în ideile acestea, în Luca 19, Iisus plânge pentru cetate. Și știți de ce plânge? Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, și așa a fost, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, și așa a fost, te vor face una cu pământul, și așa a fost, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Din cauza unui singur motiv. Nu din cauza de motive politice, de n-au știut să discute cu românii câteodată, din sau motive economice. Nu, nu. Nu din cauza asta ca de o împărăție și o cetate și o națiune. Nu din cauza asta ca de. Din cauza că n-ai cunoscut vremea cercetării. Vremea care a fost cercetată. Ce s-a întâmplat de fapt? Și Iisus Hristos, după ce spune aceste cuvinte, intră în templu. Și acolo este dovada la ceea ce s-a întâmplat. Și spune cuvântul așa, în urmă, a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el.
făceau comerț în el și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune. Ăsta este standardul lui Dumnezeu. Dar voi ați făcut diferența dintre standard și realitatea care o trăiți. Casa mea se va numi o casă de rugăciune, în completare, pentru toate neamurile și voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și acum o întrebare pentru toți cei care nu luăm în serios cum ar trebui lucrarea Domnului. Ce se întâmplă înainte de Dumnezeu când îi calci lucrurile de bine? În picioare. Aducându-le fără valoare. Fiți foarte atenți. Cine calcă în picioare lucrurile divine ale Dumnezeu, pentru că mi-au luat și el călcat de ceea ce este divin Dumnezeu. Împăratul Belșațar ia paharul de Domnului și își poate joc de el. Și cine le calcă în felul acesta va fi și el călcat de Dumnezeu și Dumnezeu îl judecă pe Belșațar și îl omoară. Și ce s-a întâmplat cu filistenii? O să-i chivotul, să faci ce vrei cu el. Nu poți să faci asta. Întrebarea este, dacă Dumnezeu a făcut excepții în poporul lui, vis-a-vis de modul în care el știe să judece lucrurile. Și noi câteodată, eu personal, câteodată am avut senzația și am senzația că sunt foarte favorizat. Și adevărul e că sunt favorizat. Dumnezeu mă iubește și îmi poate de grijă. Și avem câteodată că suntem așa de favorizați. Că Dumnezeu cu noi poate să facă excepții. Și istoria poporului Israel dovedește că totuși Dumnezeu nu poate excepții. Dumnezeu a zis, casa mea se va numi o casă de rugăciune. De ce? Pentru toate neamurile. Pentru că orice om care vine în casa lui Dumnezeu trebuie să-L găsească pe Dumnezeu. Și ce se întâmplă cu poporul care neglijează asta și calcă în picioare lucrul ăsta? Și casa lui Dumnezeu nu mai e o casă a prezenței lui și a lui, ci o casă de rugăciune. Atunci trebuie ce trebuie Dumnezeu să calce. Și după 40 de ani, i-a judicat și a distrus Ierusalimul. Și ferici au fost de cei ce au fugit. Și vai de cei ce au rămas în Ierusalim, ceea ce a fost cetatea păcii, dată, cetatea gloriei. Știți care e partea cea mai tristă de fapt din toate este? Nu că Ierusalimul a fost dărâmat. Acolo a fost dreptatea lui Dumnezeu. Știți care a fost partea cea mai dramatică? Că au avut 40 de ani. Încă 40 de ani. În care au auzit Evanghelia de Hristos. L-au auzit pe Hristos. Hristos a murit acolo în mijlocul lor. Și după aceea s-au ridicat în picioare oameni ucernici, fără frică, că au vorbit în piețe și gura lor s-a auzit că au spus pe reuții, ați umplut Ierusalimul. Da, l-au umplut. L-au umplut cu veste, l-au umplut cu Evanghelie, l-au umplut cu modul în care Dumnezeu vorbește. Și n-au luat seama. Era plin Ierusalimul de Evanghelie și n-au luat seama. Dumnezeu. Evanghelia a fost ultima picătură a Dumnezeu care a învățat pentru ei și s-a întâmplat. Și au să scute. Vreau să vă citesc din o carte scrisă de Flavius Josephus, un istoric foarte important. Flavius Josephus a trăit exact atunci când s-a prăbușit Ierusalimul. El era în viață atunci. Poate să relateze foarte clar ce s-a întâmplat cu Ierusalimul în vremea respectivă. Sunt foarte multe detalii pe care le spun eu, citesc numai o mică părticică din ceea ce a fost Ierusalimul atunci. Și după aceea vreau să vă întreb ceva. Suferințele Ierusalimului sporeau. E vorba de momentele în care ei erau acolo și romanii erau înconjurau Ierusalimul. Suferințele Ierusalimului sporeau. Devenind mai groaznice de la o zi la alta.
deoarece nenorocirile îndârjau și mai mult pe răsculați, iar foamea, care până atunci bântuise doar în rândurile poporului, se abătuse acum și asupra lor. Mulțimea cadavrelor adunate grămadă în întregul oraș înspăimânta vederea, umplând atmosfera cu duboare cumplită și constituia un obstacol pentru incursiunile luptătorilor, ca niște soldați deprinși cu străpungerea rândurilor dușmanului și cu mii de victime. Ei erau nevoiți să calce în picioare cadavrele. Nu erau cuprinși nici de groază și nici de remușcări când treceau peste cei morți, fără să le treacă prin gând că jignirea adusă răposaților putea să fie și pentru ei o piază rea. Cu mâinile încă mânjite de sângele fraților uciși, ei se avântau în lupta împotriva străinilor, de parcă ar fi vrut să-i aducă mustrări lui Dumnezeu pentru faptul că întârzia să-și reverse pedeapsa peste capetele lor. Căci nu speranța victoriei, ci pierderea oricărei încredere în propria lor salvare le insufla atâta curaj. Între timp, în pofida dificultăților pe care le întâmpinau în procurarea materialului lenos adus cu multă trudă, romanii și-au înălțat valurile de pământ în 21 de zile, defrișând întregul ținut de jur împrejurul orașului pe o distanță de 90 de stadii, precum am arătat mai înainte. Jalnic era priveliștea pe care o oferea țara. Meleaguri odinioare, împodobite cu pom și grădini minunate, arătau acum cu desăvârșire pustii și lipsite de vegetație. Nici un străin care mai văzuse Iudeea de altă dată și splendidele suburbii ale orașului, având în fața ochilor acest deșert, nu și-ar fi putut stăpâni lacrimile și gemetele pricinuite de schimbările neobișnuite ale întregului. Căci toate dovezile de frumusețe ale Ierusalimului fuseseră nimicite de război. Iar dacă vreunul care știa mai dinainte ținutul s-ar fi pomenit aici pe neașteptate, n-ar mai fi cunoscut locul unde a se afla, ci ar fi căutat orașul din fața lui, din memoria lui. Am o întrebare. Câți dintre dumneavoastră știți, cel puțin din fotografii, acel zid vechi din Ierusalim, care se numește Zidul Plângerii, acolo să ridicați mâna. Zidul Plângerii. Atâția numai. Și ce e zidul acela? Ce ne-a mai rămas? O bucățică pe care nu numesc Zidul Bucuriei. Poate și măcar al meditației. Ce se mai face? Și cum ar trebui urma să fie numit acea bucățică de zid? Zidul falimentului. Ce se întâmplă când transform casa lui Dumnezeu, care este o casă de rugăciune, într-o pește de tâlhari? Asta. Falimentul. Pedeapsa. Și judecată din ce înseamnă să umbli cu frică în timpul pribegiei tale? Vă rog tare mult, de câte ori vă uitați la acele fotografii cu Zidul Plângerii, să nu uitați că judecată din Dumnezeu este reală. Și așa cum i-a pedepsit pe ei atunci, așa ne poate pedepsi și pe noi. Dacă nu luăm în serios lucrurile lor. Al doilea gând pe care Petru l-are. Ce înseamnă să umbli cu frică? Deci primul este să înțelegi că judecata este reală. Și după aceea, să înțelegi că așteptările Dumnezeu sunt mari. Sunt mari. Știți prin ce expresie înțeleg asta? Acum vorbesc specific de textul care l-am citit, că sunt multe alte lucruri care se pot spune. Prin expresia care spune, și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va întâmpla cu cel nelegiuit? Cu cel ce nu ascultă Evanghelia? Ce se va face cu cel nelegiuit și cu cel păcătos? Dacă cel neprihănit scapă cu greu? Cum scapă cu greu? Și cel mai bun exemplu pe care vi-l pot da, și de aia vreau să-l scurt, ca să fiu simplu. Cel mai bun exemplu care vi-l pot da. Știți care este? Iisus Hristos.
Hristos. Iisus Hristos. De ce zic asta? Capitolul 1 spune așa. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-ați moștenit genetic de la părinți. Și? Prin cine? Prin sângele scump. Prin sângele scump al lui Hristos, spune aici cuvântul Dumnezeu, mielul fără cusur și fără prihană. Și există aici o realitate foarte importantă. Dacă Dumnezeu l-a iertat pe Hristos, dacă pentru Hristos care suferea și era greu, și era cumplit de greu, nu l-a scutit. Cine sunt eu să mă scutească pe mine Dumnezeu de pretențiile lor? Și vreau să vă aduceți aminte că am avut acum astea moartea Domnului Iisus Hristos și Paștele, da, și Învierea. Și era Domnul Iisus Hristos în grad de Ghețimani. Și s-a rugat așa. Dacă este cu putință, depărtează de la mine parul acesta. De ce? Zice, sunt cuprins de o întristare și de o urmire de moarte. A fost greu? Popo. Foarte greu. Totuși facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. L-a scutit Dumnezeu de pretențiile judecății lui pentru Hristos, care ar putea să se arunce peste Hristos. O nu. Nici biciuirile n-au fost mai puțin aspre. Nici batjocura n-a fost mai mică. Și nici durerea de la cruce n-a fost mai mică. Judecata trebuia să se întâmple așa cum a hotărât Domnul. Și acolo pe cruce era fiul lui. Spune Scriptura, singurul său fiu. Și iubea. Și spune Scriptura că Dumnezeu zice, în el îmi găsesc toată plăcerea. Și el era acolo, cel pe care îl iubea Dumnezeu foarte mult. N-a scăzut Dumnezeu standardele judecății. N-a scăzut Dumnezeu standardele judecății lui în Hristos, care era peste Hristos atunci. Deloc! Nici o excepție! Și atunci întrebarea se pune. Eu. Pot să fiu scutit. De pretenția Dumnezeu. Și răspunsul este nu. Nu. Și Apostolul Pavel și el este unul dintre cei care înțelege foarte greu lucrurile. Vreau să vă dau un verset care e foarte greu, să știți. Foarte greu. Practic, trebuie să schimbe toată viața. Efeseni 4:1. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, fiți atenți, să vă purtați, vorbind de a ne purta cu frică în timpul privilegii noastre, să vă purtați într-un chip vrednic la același nivel, cu chemarea pe care ați primit-o de la Domnul. Să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o de la Domnul. Și completez cu Efeseni 2:10. Căci noi suntem lucrarea Lui, noi personal, și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm prin ele. Este chemare și planul. Dumnezeu te cheamă și are planul pentru viața ta. Are așteptări de la viața ta. Scriptura zice că tu trebuie să te porți la nivelul chemării Dumnezeu. Și acum întrebarea este lucrarea asta lui Dumnezeu, că este noi suntem lucrarea lui, deci noi suntem lucrarea lui, da? Lucrarea asta lui Dumnezeu. Cât de serios, mă? Cât de viața noastră. Și v-ați zis, aceste idei, dacă asta se va întâmpla cu copacul cel verde, ce se va întâmpla cu celul uscat? Dacă cu greu scapă cel neprihănit, ce se va întâmpla cu cel îngit? Doamne, nici nu vreau să mă gândesc. Nici vreau să mă gândesc. Și de asta viața pe care o trăim pe pământul acesta nu înseamnă deloc o relaxare din asta de apatie totală. Nu. Nici vorba.
Nici vorba. Și este dimpotrivă un timp în care Dumnezeu își exercită așteptările după ce El ne-a oferit deja focul. Își exercită așteptările pentru viața noastră. Și întrebarea este, dacă frica asta de dogmă îl cuprinde cu adevărat inima și mintea și ființa. Primele două răspunsuri acestea sunt. Ce înseamnă să umpli cu frică în timpul pribegiei tale pe pământul acesta? Să înțelegi că judecata e reală. Și după aceea să înțelegi că așteptările lui Dumnezeu sunt mari. Și al treia lucru nu este să mai înțelegi nimic. Este să decizi corect. Să decizi corect. Toate aceste idei, Apostolul Petru le pune într-un mod aplicativ. Nu-i suficient doar să știi că va fi o judecată și că judecata e reală. Nu e suficient doar să tremuri înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să decizi să trăiești cu adevărat pentru El. Îi spune Scriptura aici, în ultimul verset 19 din capitolul 4. Așa că, numai la aceste idei, așa că, cei ce sufăr după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze. Cine să-și încredințeze? Păi fiecare în dreptul lui. Să-și încredințeze sufletele credinciosului zitor și să facă ce este bine. Ideea aceasta de a te încredința, de a te decide, este și în capitolul 1, unde spune Scriptura acolo, și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire și este drept în judecata Lui, dacă chemați pe El ca Tată, dacă. Mi-a plăcut foarte mult învățătorul de la studiu. Și așa cum Dumnezeu a cercetat pe izraeliți de atâtea ori, aici mi-e frica mea într-un fel, să vă spun foarte sincer. Am vă spun din inimă, așa ca o mărturisire. Că Dumnezeu tare de multe ori și stai și pe mine în biserica asta. Tare de multe ori. Și ce văd? Că tare greu ne schimbă. Foarte greu ne schimbă. Și Dumnezeu ne vorbește și ne vrea la standarde înalte. Dar tare greu ne schimbă. Și vine, acum două zile, am fost tot în cercetare. Eu personal. Și am avut la un moment dat așa un fel de obiecție. Că unii cântă foarte concentrați la ce se întâmplă aici și alții nu știu cum reușesc să cânte în timp ce povestesc. Sau în timp ce se uită în alte părți. Deconcentrați. Păi se vede de la voi. Ca de la cafea din clasă. Și unii au zâmbit. Bineînțeles, ce vizat într-un mod special. Da? Au zâmbit. Am o întrebare. Eu urmăresc lucrul ăsta. După ce am spus ce am spus, a venit cu o cântare. Cât credeți dintre cei care povesteau în timpul mântuirii că s-au schimbat? Unu, doi, da. Unu, doi. Atât. Și aici în biserică au auzit foarte multe predici. V-am predicat și eu dimineața aceasta. Și v-am zis, judecata e reală. Sunteți convinși? Și eu sunt convins. V-am zis și v-am predicat că trebuie să înțelegem că Dumnezeu are așteptări foarte mari. Dar acum, o întrebare foarte simplă. După toată lecția de studiu, timpul de rugăciune, care vorbim despre rugăciune, credință și mesajul acesta, o întrebare foarte simplă. Ce decideți? Ce decideți? În urma la tot ceea ce ați auzit să faceți. Ce decideți? Vreau să stăm înainte celui care ne-a judecat. Și înaintea lui să spunem că inima noastră strigă. Ce decide? Vreau să stați înainte lui Dumnezeu. Pentru că înaintea lui vă răspunde de viața noastră și să spuneți ce decideți. Pentru cine vreți să trăiți? Și care vă este îngrijorarea și frica cea mai mare? Și dacă Domnul vă este adevărata frică, pentru că îl chemați ca Tată. Și vreți să umblați în planurile Lui. Asta înseamnă demință. Dar dacă ceea ce se întâmplă aici este o cercetare de moment, și tu plecând de aici, auzând cuvântul Dumnezeu, nu te schimbi. Și planul Dumnezeu rămân un nivel meditativ, dar nu real. Dragul meu, te rog tare mult să nu uiți. Imaginea
care vorbește grăitor a Ierusalimului. Că poți să fii astăzi cât de mare, cât tare și de măreț. Și că nu-i suficient, că nu-i greu să treacă decât câțiva ani. Ca Dumnezeu să specifiliască soarta altfel. În faliment și judecată. Când? Când ceea ce trebuie să fie sfânt în viața mea e tâlhărie, e hoție. Și eu, în loc să fiu un om al lui Dumnezeu, un sfânt al lui Dumnezeu, sunt un bandit. Sunt un hoț de demon. În care fur timp, în care fur energie, pentru carna baloane. Mesajul acesta este pentru toți. Și pentru cei ce sunt botezați, sau sunt botezați, pentru cei ce nu sunt botezați. Și aș vrea să răspund la întrebarea asta după momentele care nu știu cu care Dumnezeu le-a dat, ori acum, ori la studiu, ori la rugăciune. În urma cercetării pe Dumnezeu în dimineața aceasta. Ce decideți să faceți astăzi și în timpul în care vă stăm aici? Și cu întrebarea aceasta, aș vrea să închei, să vă las deschisă, pentru că răspunsul este în voastră. Și doresc ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune, să decideți corect și bine în interior. Amin.